Moment festiv pentru cotidianul Buzean Opinia, care a serbat pe 1 martie 25 de ani de apariție editorială neîntreruptă. Cu acest prilej, redactorii actuale ai cotidianului au scos de sub tipar un număr special, care a conținut articole ale unor foști și actuali ziariști formați la Opinia, dar și ale unor personaje din viața politică și culturală a orașului. Tot cu acest prilej, conducerea ziarului a organizat o întâlnire între presa locală și clasa politică buzeană. Ca de obicei, politicienii preocupați cu alte lucruri mai importante au rămas corigenți, cu excepția lui Ion Vasile, cel care a onorat invitația, deși de-a lungul timpului a fost cel mai criticat personaj din ziar. Ba chiar, în Opinia, regretatul Corneliu Ștefan înființase o rubrică celebră, o întrebare pe zi pentru Ion Vasile. Evident că am venit aici cu necrologul însoțit, deci cu această cărticică, care știți, care e consistentă, da? Așa, și care m-a făcut un erou, o țintă, așa, m-a făcut oarecum celebru, considerându-l la timpul respectiv așa cum se scria că e pamflet, așa, deci am luat-o ca atare și cred că am fost unul din, dacă nu cel mai important, cea mai importantă țintă a activității pentru o perioadă, cel puțin, al lui Corneliu Ștefan, care făcuse într-adevăr o fixație în ceea ce mă privește. La întâlnirea de ieri, politicianul a dezvăluit că până la urmă s-a împăcat cu criticul său fervent. Să știți că eu m-am împăcat cu Corneliu Ștefan. Deci, înainte cu 6 luni de se întâmpla nefericitul eveniment, am avut în această prefectură o discuție, cred că, de vreo 6 ore. Era un moment nefericit. Eu câștigasem un proces, puteam să fiu proprietarul ziarului înaintea altora. Ce spunea domnul Burlacu aici, necuveniți, poate, ca proprietari. Și am ajuns la o înțelegere, am avut o discuție ca între doi bărbați și am concluzionat, după suita de casetuțe care mi apărau la Opinia, să mai apară una într-o formă, nu neapărat o scuză, dar într-o formă ca niște un om inteligent să înțeleagă că de fapt s-a sfârșit și este momentul în care lucrurile s-au lămurit. Pe parcursul întâlnirii, foști și actuali ziariști la Opinia au exprimat păreri și aducerea minte despre Corneliu Ștefan și activitatea din redacția Opinia. Am greșit, eu cred că am greșit și am remușcarea asta, pe care trebuia să o spun public odată și odată. Am remușcarea asta că am avut nesăbința să măsor venița cu el, deși pentru mine tot timpul a fost maestru presei, cu zeie, nu doar al meu. Și probabil am acest regret pe care l-am purtat cu mine toată viața, indiferent pe unde m-au dus drumurile, fiindcă, după cum unii dintre voi știu, am condus ziare naționale, am avut și 200-300 de oameni în subordine, dar să știți că nu m-am simțit niciodată, cel puțin asta este modul în care eu, în care percep memoria mea afectivă a acestui lucru, nu m-am simțit niciodată ca în perioada anilor în glorie de la Opinia. Cam asta spune și despre Opinia. Atât de bine a zidit-o domnul Corneliu după chipul și asemănarea sa, încât, iată, a rezistat combativ, aproape întotdeauna împotriva valului, 25 de ani. Este un record, este demn de salutat și de apreciat. Da, și cu Mătișoara, și cu Rără, și cu 15 ani aici, cu Roșu, și cu Albastru, și iată redacția aici, erau 30 de oameni în redacție. Totuși, Opinia ziarul, acest ziar, unul de cei mai bune ziare din țară, nu-i s-a ajuns de rog, se trage cumva și din fosta viața Buzăului, din fosta viața Buzăului, nu știu, Timiș, Corneliu Ștefan, Constantin Brescu, Aurel Burlacu și Puiu Cristea și vechea gardă de oameni extraordinari. Acolo, mulți dintre noi, eu cel puțin din zona aia, am început să împărcesem la presa, pentru că au trecut de la viața Buzăului, am început să s-au făcut Opinia, s-au mai făcut și alte încercări din astea care așa a fost să fie, nu au.
Cu acest prilej, redacțiile Campus TV, Radio Campus și Viața Buzăului felicită pe colegii de la Opinia și urează la mulți ani cotidianului Opinia.